e tatănărsul mondialul nervos. Probleme grave. Voi credeți că dintr-un spermatozoid, o mâzgă zvârlită din botă în chestia vaginală, ia să așa oameni inteligenți. Da? Credeți voi ce ne-a învățat pe noi anatomia? Greu de crezut. Eu v-am spus, nimeni pe pământ ce are viață, ce respiră, nu-i degeaba. O frunză, mă, are rolul ei, e dată să fie. Cum la noi, este iarbă, o tavă, luțărnă, ce vrei tu? Și-n pustiu nisip. A? Nu merge așa. Ia auziți voi ce vă întreb eu. Deci treaba cu spermatozoidul, ascultați de la mine. Aia e o idee. Pe cum, mă? Îmi bagă în una și iasă colonel? Îmi bagă în alta și iasă inspector? Ce ne ia din ăla? ANAF? Ui, alo! Încă o întrebare am. Ia spuneți-mi voi mie. La un acas, Doamne ferește, un acas. În cine îți pui un acas, Doamne ferește, să chiși la pat, bolnav. În cine îți pui încrederea că te va însănătoși, te face bine? Cea mai mare, în cine îți pui încrederea? În preot? În doctor? Sau un cel de sus. Băi, oameni, voi nu vedeți că lumea e una și aceeași, e egală. Indiferent că unul are școală multă și unul nici nu a văzut cartea. Nu-i amprenta. E aceeași, mă. Atâta tot că trăiește în de-astea diferite. Înțelegeți? Unii trăiește pe picior mare, unii mai așa, unii mai așa. Înțelegeți? Fie și-și aleg după rangul care îl poartă, își aleg, cum să zic eu, fac clica lor, clanurile lor. Că și asta niște clanuri. Doctorii, inginerii, ăștia din instanță, înțelegeți voi, fiecare, dacă din ăștia n-ați mai așa de categoria aia, deci toți îs aceiași. Numai că trăiești într-un alt mediu.
Înțelegeți? Au altfel de discuții, dar la o adică îs egal toți la un loc. La o adică. Știți care e adică ăla? Când ajunge la speranță. Speranța! Nu mai există domeniu din înalta societate că tăți care acolo. Doctor, preot sau cel de sus. Voi, care sunteți inteligenți, știți să dezvoltați ideea mea. Înțelegeți? Pentru că v-am spus în repetate rânduri și vă mai spun, nimeni nu-i pe pământ degeaba. Și când vine pe pământ, Ursita, Trocotean Vasile, iad, suferă! De ce să sufăr? Toci mă! Taci mă din gură, mă, nu te căi! Acum că ești, e toată viața ta și încă 4 șpiță de-a tale. Că ești, e mă! Muncești, suferă! Înfumetare! Înțelegeți? Brutucea Petre! Rai, mă! Doamne, îți mulțumesc! Nu mulțumim mie, măi! Du-te, dai de grijă că jița ta o știut să se comporte și să dea bineță. De-aia ești în rai. Și nu l-ai pe ăla din rai. Pe Jeep, pe Ferrari, în cavalii. Înțelegeți? Mâncare deosebită, de plăcută. Nu ca ăla, tai mămăliga, tai ceapa. Ori usturoiul. Înțelegeți ideea? Raiul și iadul. Aici la noi, că v-am spus, nu-i imposibil. Imposibil ca eu aici să stau și să mânc flecheneță de carne și ăla la doi pași mai încolo ca mine să stai cu o bucată de ptită în mână, să-i curgă mucii, dă-mule, dă-mule, pe cum mă, că tă din aceeași lucrare e făcută? Spermatozoi, sau cum? S-au bombardat mai tare și ăla nu m-au o fircălit? Nu, mai oameni, măi! Auzând să vă spun ceva și v-am spus, nu râdeți de mine, nu râdeți. Că eu ce spun, ca și la mari pictori, ca și la mari instrumentiști ai viorelor, înțelegeți? Le vine, cum să zic eu, le vine valoarea peste 100 de ani. Vă știți, Van Gogh, Stradivarius și ăștia, în vremurile alea, râdea lumea de ei, nu-i băga în seama, nu-și vindea tablourile, nu-și vindea partiturile. Păcând Nostradamus și alții ca el, oameni bolânzi, considerați de ei, care spune așa va fi, așa va fi. Puuu, alo! Erau mai băgați în seamă. Înțelegeți? Și uită-te că peste sute de ani
cumpere un tablou de-a lor cu 2-3 milioane de euro, de nu 50, 60, 100. La 2-3 milioane de euro știi ce e? Un lan de grâu și în colț, sus în colț o rază de soare. Nu am mâncat așa. A? Ați înțeles ideea? Așa? Nu că vorbesc că, bă, o nebunită asta, mu? Am numai puteți zice că-s nebun de la bani. Că-s sărac lipit pământului. Uitați, în loc să mânc carne, uitați, mânc ca sirienii. Nu știu cum le zice, la ei în copaș crește. Înțelegeți? Mânc câte una din asta la 3-4 ore, dar eu-i slăbi. Înțelegeți voi cum stă treaba? Bineînțeles, ne sunt mondial. Băi, oameni, și uitați că tot n-are rost să mai intrăm în alte chestii. Dar uitați că tot ce-i scris în Cartea Sfântă se adeverește. Pentru că, de ce se adeverește? Ia să dăm exemplu la mașini. S-a luat un televizor, s-a luat... Dar eu iau mașina, că e mai ușor. Când cumperi un BMW, nu. Banche, torce, tă-tă-tă funcționează. Ce zici, cu asta nu mai am treabă, numai chiar schimburile principale. Dar oare ăla care a făcut-o, tot așa zice, ia să o fac să nu mai aibă treabă. Să spun eu, și vă știți. Ia acolo, fă-i să se strice în 2 ani de zile, dincolo în 6 luni, dincolo într-un an jumate. Înțelegeți? Așa și cu aparatura, că de-aia îți dă garanție. Înțelegeți? Îți dau garanție pe 2 ani, după 2 ani, ori îl arunci, ori cumperi piesele necesare. Păi așa și cu lumea, mă. Voi nu vedeți că zice, s-a descoperit un schelet de un Mitrofox de acum 150 de milioane de ani. Au zis mâncava așa, că e greu să nu merg până la un milion. Da, să zici 150 de milioane de ani. 475 de miliarde de minute, de ore, 388 de mii de bilioane de minute. Bă, alu, bine mă nerțu, mintea mea. Înțelegeți? Ei zice s-au descoperit care trăia acum atâția ani. Și acum, nu știu câți ani, poveștile, mă, că eu v-am spus și faza cu poveștile cum e. V-am făcut frumos din lacrimă pe calul un răvaș care îi dădea jar să mânce și zbura pe sus, mă duce ca auzis, ca gândul. Vă știți ce înseamnă ca gândul? O să mă gândesc, am usat în America. Pe nici numai nava spațială o să ne mai face de asta, mă. Înțelegeți? Și o dat o trocă de jar din lemn ales? Bine, mă, țiței, și ele nu există. Îi dăghe ceva piatră scumpă din lemn ales. Jar. Piatră scumpă care nu era cu combustibil, era de acolo energie, eu nu știu că nu le-am. Ăștia mai prinde câte o piatră, câte o fărâmă din aia, care o poartă la gât și zice că îi dă energie și bă, pe voi luați aminte ce zic eu. Luați aminte, băi. Deci lumea e făcută, cum v-am spus, de cel de sus, de o altă colonie.
care noi suntem un fel de... Cum țin ăștia cobaii, maimuțele încuștă, îi verifică, îi studiază, așa suntem, numai că noi avem o inteligență mai... Dar dacă pui inteligența noastră cu a unui animal, să știi că nu-i prea mare. Noi trebuie să muncim, înțelegeți, și să aducem la o anumită cotă anumite chestii. Dacă mă înțelegeți voi pe mine. Domnilor, deci ei ne dă ca și la școală. Cu traforașul pune în o fă, am o taie, bam, 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 ia să văd cum ai făcut. După aceea am ajuns în școlile alea, clasele mai înalte, la ora de tehnologie, o piesă de fier, ia fă-o și bam, 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 să vii, înțelegi? Așa bine, ăștia lucră în mas, media, sigur că da. Domnilor, deci noi suntem o din asta, care când vrea ei, pune punctul pe ei. Dar s-o luăm cu cei ce ne-au adus pe pământ, pe noi. Înțelegeți? Adam și Eva, care au avut doi copii, patru, doi băieți și două fete. Nu am mult să vedem. A? Fraier Nelson. Bine, mă. Fiți atenți aici. Din anumite chestii și alte nervi și certuri, familiile s-au despărțit. Sigur. Familiile s-au despărțit. Și ce s-a întâmplat? S-au făcut două religii, ortodox și musulman. Ai oameni, băi! Primul război făcut în masă, care au ținut ani întregi, o depășit primul război mondial, al doilea, a ales felicuri, mai nimic. A fost atunci, măi, când s-a construit lumea. Bine, în timp s-a dezvoltat, înțelegi? Atunci, deci trebuia o familie să aibă câte 20 de copii, 30, 40, de aia dădea voie la un bărbat să aibă muieri multe, să împodobească pământul. Înțelegeți? Nu ca acum să căsătoresc doi, ne dorim un copil, un fiu, o fetiță. Bineînțeles că ori ca să arate bine, să nu aibă doi, trei copii să-i să lasă, să înțelegi, ori pentru că n-ai ceau la acaca. Ce tata? Bineînțeles! Fiți atenți! Și, băi oameni, o câștigat, eu vă spun așa în mare, nu le iau, că dacă le iau ni cu deamăruntul, durează. O câștigat ortodoxie. De ce? Da, am o să spun. Vă spun că stai eu. Pe mă, îmi joacă ochii în cap. Pe mă, oameni, mă. Când ți se arată și ți se năzărește în față, chipul celui ce ți-o dat pe pământ,
Și zice așa. Vizitiule! Nu mai săpa acolo după fier, că-ți investești banii degeaba. Du-te în partea alaltă, peste 7 dealuri și 7 ape. Și fa acolo. Dar dă ce-ai de dat, 10-uiala. Acolo e problema. Acolo e problema. Înțelegeți? Păi mai oameni, problema e și în ziua de astăzi. Și eu aveți cuvântul meu. Pe oamenii ăștia nu i-aș condamna. De nu gândești că am cadă o chile de carne să nu-mi ajute Dumnezeu. Eu pe oamenii ăștia nu i-aș condamna. Pe cine? Care fură de la noi din popor. Conducerea. De ce? Nu i-aș condamna. De fapt și ei, vedeți că nu-i condamnă, lei aia îi arestează, îi ține 4, 3 luni, 5 luni, îi dă drumul și de. Fă-ți înapoi, măi, un alt PDL din ăsta, sau PNL, sau PSC. Fă-ți altul șar din continuare. Nu i-aș condamna pe motiv. Măi, ai ajuns mare în Parlament? Da. Ia să-ți vedem trecutul, o comisie. Să-ți vedem trecutul care l-ai avut din tată în fiu, să-ți vedem avuțiile, să-ți verific din tată în fiu, în mod strămoș, cum stai. Bun. Crezi că ești capabil să muncești și să aduci un spor României fără să ciorgești? Da. No, de azi ești la lucru. Și comisia, bineînțeles, comisia fiind compusă din cine? Din poliția noastră securitate. Monitorizați. Calculați salarul care îl e cu viața care o duce. Înțelegeți? Și să-l vadă. Mai poate să aibă vilă la Băneasa și una pe la aia Montană. Păi cum ai? Cum așa? Așa mă trebuie. Și atunci, o minte luminată. Bă, ia stați așa. De ce atâția muncitori în Parlament? Ia tăieți 70% din ei, lăsați 30% minte luminată și 70% mai băgați în poliția română. Înțelegeți? Că eu v-am întrebat. Când ajungi la un necaz, la un greu, pe cine îl alegi? Pe doctor, preot sau cel de sus? Vezi că câteodată trebuie să alegi poliția. A, poliția! Ajutor! Bine, mă, cum crezi tu? Înțelegeți? Așa o fost și cu ăștia cu zeciuiala. O da nici o da zeciuiala. La cine? La preoți. Hoți, bandiți, mercedesuri, lanțuri. Că n-au nici țigani, măi. Ăia care nici ăia n-au. Că la ăia ia și mie amar, dar goale pe dinăuntru și la preoți de lei, de lei în mână, te cocoșează. Dar ei duce. Ei încă nu-mi așa de asta. Înțelegeți? Și atunci preoți, tot mai mult, mai mult, mai mult de pe oamenii care își pășteau turmile, care extrăgeau și munceau, înțelegi și ce o să se ia? Doamne, păi tu nu ești corect. Ia de azi înainte, îmi fac un chip cioplit și mă rog la altul, Doamne.
și mă mut din secta voastră. Că prea mult luați de pe mine. Înțelegeți voi, bă? Și atunci, Dumnezeu, ce o să spun? Ați așa. Da? Ia stați să vă hăituiesc și să fiți o țară nenorocită. Bă, păi ăia de atunci, bă, e pe timpul romanilor, măi. Tot nenorociți, tot. Eu atacat romanii. Cine e romanii? Italieni. Înțelegeți? Americanii. Bine, mă. Mă, ce credeți voi? Când spui America, America. Bogăția mea vine tradusă, mă. Pentru că ric, rica înseamnă bogăție. America. Bine, mă. Ca și v-am zis, Iisus. Vine, îi sus, bine, mă, Nelson, că de uflu, avara, rup normile. A, sigur că da, auziți? Și de atunci, oamenii nu au casă și masă. Îs alungați, îs puși la încercare, greu cu ei, că v-am zis, ia cu alea mea, veverița mea, uitați-o, e animal de pădure. O iau și mă joc cu ea. Da, să vedem de mă duc în pădure și vine o veveriță la mine, mă mai joc, de nu mă sfârtecă. Înțelegeți? No, așa și ăia. Crescuți în teroare și frică. Normal că oamenii îs răi. Înțelegeți? O arăta la televizor că în Ungaria, în Nyugati, era plină gara. Bă, în 90, în Nyugati, dormeau românii nuși pe cartoane. Înțelegeți? Diferența, și ei tot așa pe cartoane, disperați, diferența dintre românii nuși și ei e alta. Noi am plecat să furăm, să ne facem un trai mai bun. Înțelegeți? Alții să muncească. Ăștia au o altă menire de care nu putem scăpa. Nici de dai cu toporul lemn. Băi, n-ai nicio șansă. Nu putem scăpa. Bine, asta în timp. Asta în timp. Menirea lor, înțelegeți, va ajunge după cum scrie Biblia. Ei trebuie să predomine înapoi. De ce? Asta e întrebarea și voi nu mă credeți. Voi ziceți, du-te mai sugaci. Dar cum spuneți-l voi mie, de ce? A? Ted Nelson trebuie să vă spun. Băi, oameni, până să ajung la răspuns, voi care m-ați urmărit, ați văzut că la început, când am făcut clipurile, tot, în proporție e 70%. Ce am zis în clipuri, trebuie să-mi cunoști clipurile ca să ăsta, ce am zis în clipuri și ce mi-am dorit, am realizat. Mi-am dorit să ajung pe ecranile TV. Am ajuns. Când m-am săturat, am zis, bărști măi, ne-am dorit să ajung în țările arabe. Mă îmbrăcam arab, mă îmbrăcam de arab. Ne-am dorit, am ajuns. Ne-am dorit să ajung în față la... Bă, alo, vedeți că eu n-am fost, mă, mâncava la turne. Ai fă...
Paris, Paris și din aia, mi-am dorit, am ajuns. Și alte chestii, înțelegeți, care eu nu am fost din ăla sugaș, din ăla, numai eu. Am filmat și am pus să vadă și cei care nu au posibilitatea. Măcar să vadă ce și cum e pe acolo. Cât am putut să filmez. Înțelegeți? Mi-am uitat ideea oare. Deci, ideea e cu asta. Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen și pentru că ea nu s-a rupt, au mai chemat un elefant. Oare ce-a vrut să zic ideea? Până la aia. Dacă nu mânci carne, eu v-am zis, când vi-e fric tare, mâncați. Mesticați, că vă încălziți. Când ai memoria slabă, pierdută, nu medicamente, memory plus. Ii, un kil de carne. Ups, să vezi cum... Ești minciunele. Da, măi, oameni, mă. De ce? Întrebarea e de ce? Dar ce de ce? De ce o să ajungă ei să ne mai împură omul? Dieta ta! Iar... Da, boierul meu. Îs acasă, te aștept la o cafea. No bine, hai la mine sus. No bine, no hai. No bun, no ce-o. Combinații. Băi oameni, de ce trebuie să predomine rasa aia? Și fiți atenți. Tăți-ți oameni, mă, eu am avut prieteni, ascultați-mă ce vă spun. Arabi în Ungaria, în Italia, în pușcărie. Sunt și oameni răi și oameni buni. Ca și la noi. Înțelegeți? Ca și la noi. Nu, de ce trebuie? Vă spune Nelson. Băi, oameni, bă! Păi ce țară suntem noi, măi, mâncava? Printre altele, care v-am spus în alte clipuri, și jur asta că nu mint, pentru că am studiat, suntem țara cea mai deșteaptă, cea mai curajosă, cea mai bandită, cea mai frumoasă rasă, măi, suntem noi. Băi, ascultați ce vă spun. Ascultați ce vă spun. Dar noi, dacă am ști să ne stabilizăm și să nu mai furăm, să nu mai facem asemenea chestii, am fi mai tari ca elvețienii, care ca elvețienii nu există. Dar nu se poate. Pentru că, băi, voi vedeți că în conducere avem oameni care așteptăm cu speranță de la ei să fie bine și ei ne fură. În televiziune, în loc să ne dea programe speciale, să învățăm, să fim, înțelege, să ne emancipăm, să ne ăsta, ne dă prostituate. Atât să prezinte emisiuni, cât și să ne distragă atenția, să ne ducă pe calea ce avea. Băi, oameni, a fost fata aia violată de ăia șerche. Eu am făcut clip, nu l-am făcut cățu cu violatorii, domnii e fel. Dar am nirosit că acolo ceva nu e în regulă. Și am pus în balanță cazul ăsta 2015 cu cazurile de pe timpul Ceaușescu. Tot așa se întâmpla. Și uitați că o luat problema în mână și o zguduit-o, sugacii ăștia din televiziune, și le-o dat la aia pușcărie cu japca.
care nu merită. Eu v-am spus, violul e când o iei și o bați. Atâta tot că nu-i frumos ca șepte persoane, șepte bărbați pe o femeie în ziua de astăzi, e rușine. Înțelegi? Deci la noi e destrăbălare. Atât în televiziune, cât și în mintea celor ce conduce. Și atunci să încheiem. Că vine piște ungurul prietenul meu, iar îmi dă doi porci și mă umple congelatorul. Ce mă pace toci! Băi, oameni, am fost la ei și am vizitat. Îi cunosc și din alte părți. V-am spus într-un clip că în Italia ieșeam la duș. Dușurile erau din 4 sau 5 cabine. Până la jumate zid și de acolo te vedeai unul cu altul. Arabii tăți au intrat cu chilos pe ei. Eu cum am fost obișnuit. Gol. Și-au făcut scandal. Înțelegeți? Băi, așa făceau. Dimă la ăștia să fătărăiești. Înțelegeți? Au rușine. La ei în țară n-am văzut ori fi curve și pe acolo. Că nu este pădure fără uscături, dar acolo e pustiu, nu sunt păduri. În fine, femeile îmbrăcate, băi, nu cu blugi până în cur rupți să le iasă bucile și mingea cu afară. Înțelegeți? M-am uitat la emisiunile lor de la televizor. Cu drag, iaba nu înțelegeam. Vorbeau în arabă și scria în engleză. Înțelegeți? Dar acolo n-am văzut emisiuni întrerupte, filmile de 7 ori de publicități. De 2 lei. Spală-te cu Colgate și scui pe ăla cu sânge. De stai la masă, îți vine să spargi televizorul. Țara noastră e de rahat. Până în cap. Înțelegeți? Deci, băi, oameni, ăia face ei ce face. Că nu degeaba mere și își dă, bă, băi, știți ce înseamnă să-mi spună din aia pe tine să mergi să te detonezi? Hă? Da? Păi, domne, e fel și apă. Dar pentru că spre, nu le iau parte, nu le iau parte. Dar, băi, oameni, singura soluție încă nu îmi vine în cap. Dar nu este soluție. Pentru că ce-i scris în Cartea Sfântă? Și Cartea Sfântă e dată de sus. Prin anumite vorbe întortocheate, nu vedeți că caută ăștia, găsește câte un din ăla sceptru cu semn și să căznește 25-50 de ani să înțeleagă ce SOS Mayday e acolo. Înțelegeți? Băi, oameni, bă, n-ar mai lumea să ar mai sas. Mă duc să mă joc cu veverițele mele. Apoi voi trageți concluzii. Dar trebuie să aflu, să ajung eu la ideea aia bună, care ar fi posibilitatea să excludem, să-l scotem din ăsta al treilea război mondial. Care va fi și ultimul și supraviețuitori vor fi, vă spune Nelson, 100.000 pe bune, aleși de ei și încă vreo 5.000 din ăștia care scapă nici nu știu cum. Înțelegeți? Ascultați ce vă spun. Ubetatea copiii, avăla.